o întrebare și meditați la ea, răspundeți acasă înaintea Domnului și nu înaintea Domnului. Pentru că lucrările lui Dumnezeu sunt pretutindeni, sunt frați care au minuni și lucrări care Dumnezeu le-a făcut în corpurile lor. Care Dumnezeu le-a făcut în adunări, în biserică. Care Dumnezeu le-a făcut afară, între oameni. Așa cum Dumnezeu m-a trimis la spital când am făcut ceva greu, am lucrat ceva greu și n-am putut să mai merg după aia, n-am putut, a crescut tensiunea rău și m-a luat ambulanța de undeva de la tribunalul din Craiova și m-a dus în spital. De ce m-a dus? Pentru că era un suflet care credea în Dumnezeu cu toată inima. Căuta un om al lui Dumnezeu care să facă ceva, să audă ceva de la el. Și acolo Dumnezeu, dacă m-a trimis așa în suferința aceea, acel om, fiind paralizat deoparte, fiind cu pareze, cum auzim, de accident de la vascular, vorbea așa strâmb cu gura, ați văzut cum sunt oamenii aceia cu piciorul, cu mâna, și Dumnezeu a vrut să-l vindece pe acel om. Acei doctori, când au văzut lucrul acela, au zis, dar e ceva, doamnă directoare, este o vindecare neobișnuită, care e deodată și așa repede și nu se poate spune cum s-a făcut această vindecare. Vedeți? Pastilele lor, medicamentele lor, de mulți dintre aceștia nu mai mult. Cei mai mulți. Eu am fost la recuperare foarte mulți ani de zile. Și am întâlnit oameni de 20 de ani paralizați și tot așa erau. Care tot vin la recuperare, dar nu se mai recuperează nimic. Nu. Aici este că Dumnezeu ne cheamă să fim lumină și aici în adunare, să fim și acolo unde Dumnezeu ne cheamă, în lumea aceasta care e plină de întuneric, care auzirăm pe frați că trebuie să ne ferim și nu pe frați, dar e scris în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să mărturisesc acele sau câteva din lucrările lui Dumnezeu care le-a făcut Dumnezeu în casa mea, dacă tot frații au spus că trebuie să fie ceva scurt. Că atunci cu Gedeon, când a spus Dumnezeu, măi, știi ceva, du-te și spune-le, aia care au făcut o casă, să ducă, mă, să stea acolo în casa aia. Care îi e frică, să ducă acasă, că fricoșii înmoaie inima poporului și pleacă cu toți acasă pe după aia. Și alte cauze, că-s destule în popor în ziua de azi, nu numai fricoși, nu numai aceia care, eu știu, au alte lucruri care obligă să plece acasă. E, noi nu plecăm acasă. Eu m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, de multe ori am mers la nopți de veche și de multe ori durerile și suferința m-a luat greu de tot, de nu puteam să mai rezist. Dacă merg acolo și este voia Ta, Tu, Doamne, arată-mi dacă e voia Ta, mă vei ține ca durerile acelea să nu mă doboare și să nu cad. Eu cred că trebuia de mult să fiu la pat. Dar uite că Dumnezeu mă ține. Și mă ține. Și nu mi-e somn deloc. Nu mi-e somn deloc. Dar îi mulțumesc Dumnezeu și îl binecuvintez. De aceea, mi-aduc aminte că Duhul Sfânt îți spune așa, călcă mașina pe Alin. O voce din cer vine și îmi spune la ureche, călcă mașina pe Alina. Doamne, dar ce să fie asta? Culegeam la părinții mei în vie. Și culegă la struguri acolo, văd în vedenie că nevasta mea pleacă de acasă, deschide poarta, închide, să vină să-mi spună că călcă mașina pe Alina. Zic, Doamne, dar ce vrea să zică lucrul ăsta? Și zic, uite, vine Sorina, la cei ce erau în vie, cu taică-miu, cu mine acolo, oameni, niște vecini care îl ajutau, și taică-miu se scoală, ce ai, mă, ești nebun la cap, unde vezi tu că vine Sorina? Mi-am dat seama că e o vedenie atunci, și atunci am mai cucetat la cuvântul acela că a călcat mașina pe Alina. Doamne, ce vrea să zică lucrul ăsta? În fine, m-am ridicat în picioare, apărut nevasta mea în marginea satului și atunci zic, uite, veni Sorina, mă duc care să-mi spună ceva. Am ajuns la câțiva metri în fața ei și zic, măi nevastă, nu-i așa că călcă mașina pe Alina, ce, dar de unde știi? A rămas așa blocată, zic, slavă Domnului, hai să spun de unde știu. I-am spus cum Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit și hai să ne rugăm Domnului până ajungem acasă, că înseamnă că e ceva grav. Și într-adevăr, a fost ceva grav. Dar în timp ce ne rugam, Duhul Sfânt, aceeași voce vine și îmi spune, nu vă temeți că vreau să fac o minune cu Alina. Într-adevăr, Dumnezeu ce promite face. Noi să nu ne îndoim în inimă. Numai că știu că fiica mea a fost dusă la morgă, după ce a călcat-o un autocamion mare pe cap, i-a zdrobit capul, i-a despicat capul în două.
Marturul ocular și una din doctori a spus așa, zice, eu am văzut cu ochii mei când i-a ieșit creierii pe asfalt la copilul lui Cristi. Nu vă mai bateți, eram la magazin să cumpăr ceva și niște bețivani la magazin, care acolo, în locul ăla, au făcut și un loc să unde să bea, își băteau jos de mine și martorul ocular, vă blesteamă Dumnezeu că vorbiți împotriva omului ăsta. Eu am văzut când i-a călcat, când m-am dus să iau pe nepotul meu. Nepotul lui s-a despărțit de mână în fața lui. Fiemea s-a despărțit de nepotul lui în fața la omul ăsta și a trecut strada. Când a trecut strada, a venit mașina și ăla a văzut-o drept în față cum a călcat-o. Ăla a spus, eu de la el știu că a văzut-o când i-a pisat capul și jumate de cap i-a rămas afară de roată și jumate sub roată. Într-adevăr, a fost moartă, dusă la morgă și Dumnezeu a spus, nu vă temeți că fac o minune cu aia. Și a făcut. A înviat-o din morți. A fost paralizată din cap până în picioare și azi are 25 de ani și este sănătoasă. În numele Domnului Iisus. Atunci, la 2 luni de zile, Dumnezeu a vindicat. Vedeți, acesta este Dumnezeul nostru care este în cer. După vreo o lună și ceva, după ce a făcut Dumnezeu lucrarea și minunea, am mers la spital, că spusasem la una din femei, mai sunt și alte lucruri de spus, dar na, dacă trebuie să spun ce să fac. Una din asistentele care era la spital, care când a auzit că Dumnezeu a vindecat-o pe Alina și a înviat-o, știa că o înviase din mor și a vindecat-o, a zis așa când s-a întâlnit cu mine pe scări că nevasta mea născută și era acolo în spital. Zice, domnul Cristi, acum eu cred cu toată inima că Dumnezeu a vindecat-o pe Alina fără să o mai văd. Păi de ce, doamna asistentă? Păi uite, într-o noapte eu mi-am pus de gând să văd ce faci toată noaptea când stai lângă fieta, că am văzut că stai 3 zile și 3 nopți, nu mănânci și nu bei nimic. Și am vrut să văd ce faci lângă fiica ta acolo. Am văzut că luai o Biblia, o citeai, închideai, puneai mâinile cumva și începeai să miști din buze. În timp ce tu mișcai din buze, deodată fața ta a început să strălucească. Zic, eu nu știu așa. Nu se poate, nu vrei să spui, tu mă minți, nu vrei. N-auzi că nu știu, îți spun în numele Domnului Iisus că nu știu. Și nici azi nu știu că fața mea a strălucit atunci. Nici azi. Această mărturie astăzi mi-o aduce aminte iarăși din nou. Am mai spus-o în anumite locuri, dar nu peste tot. Am mai spus-o în alte locuri, dar nu peste tot. Că nu totdeauna mi-aduc aminte, mai ales când sunt presat, ca să spun mai scurt. Am fost la Timișoara, unde Duhul Sfânt m-a trimis și au pierdut multe lucruri care Dumnezeu a trebuit să le dea. Câțiva frați au auzit lucrurile care trebuia să le spun acolo și au văzut că ce mi-a descoperit Dumnezeu, că acolo e răutatea, acolo este viclenia, acolo sunt lucruri care Dumnezeu nu vrea să fie. Și au dat seama după continuarea predicii prin telefon care am avut-o cu el. Și zic, uite, asta a fost. Frate, fii scurt că-s mulți frați. Și vă spun în numele Domnului Iisus că au pus la predică oameni care ai fi ieșit afară din adunare. Dar n-au voie să pună pe unul ca mine. N-au voie că dacă acel unul ca mine începe să spună adevărul, auzirăm aici pe fratele că dacă îi dai cuiva o palmă, ai probleme. Nu, nu trebuie să dai o palmă. Dacă spui adevărul adevărat într-un loc, într-o adunare, dacă le spui la oameni că fratele vorbea că să nu ne prindă sistemul lumii acestea, păi sunt mulți prinși în sistemul lumii acestea. În sistemul care a intrat în biserici, e un sistem diabolic. Pentru că trebuie să împlinească Scriptura, țineți cont, se vor lepăda de credință, de duhuri înșelătoare și de învățătura dragilor. De aceea trec la altă mărturie. Au mai fost lucruri cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu fiemea, cum am spus, fără să știu atunci că-s prorocii, că vor vedea cu ochii și nu vor crede, că va veni ziua aceea când o va vindeca Dumnezeu și i-am spus că vei cădea în genunchi, vei da slavă lui Dumnezeu și vor zice aceia din spate care vor veni ce ai nebunit. Și Dumnezeu a împlinit toate așa. Cum a hotărât ea? Deci eu mi-aduc aminte când Dumnezeu a gândit să răstoarnă un coleg pe mine la serviciu 3.000 de chile. Și când se ridice după mine 3.000 de chile,
cu stivuitorul acela, s-a rupt flanșa la tamburul ăla. Ați văzut tamburul mai mare de ea de la Renel, știți, de ea cu cablu pe ea? E, unul de ala, așa colegul ăla, avea așa pe stivuitor și a venit și a căzut așa pe mine. Era într-o dungă. Când a vrut să ridice după mine, a prindea flanșa la ăsta, prindea doar aici și când a ridicat și a îndreptat, a căzut de tot. Și m-a prins cu capul de picioare. Mi-a rupt mai multe oase, dintre care și coloana pe două locuri. Dar în clipa aceea, când a căzut tamburul acela pe mine, am zis, decât atâta mi-aduc aminte, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Din punct de vedere, mă refer omenești. Deodată din ce a venit o lumină care m-a luat pe ea, sufletul meu, îmi vedea în trupul sub tamburul acel. Și sufletul meu a pornit pe raza aceasta de lumină. În jurul razii au venit niște duhuri și strigau, ce cauți tu în cer că te-ai înșelat cu credința în Dumnezeu? Nu există Dumnezeu! Iar eu spuneam, ba da, există Dumnezeu. El e iar, nu există, ba există! Ele rămâneau urmă. Dar culmea, în timp ce eu mergeam, când erau ele în jurul meu, de nu începuseră să zică cuvintele acelea, ele se învârteau în raza, în jurul razei, dar în același timp mergeau și în sus. Nu știu cum, Dumnezeu știe că acolo suntem în afara spațiului și timpului și El știe cum erau lucrurile acestea. Am ajuns, de-am trecut dincolo de soare, dincolo de stele, dincolo de lună, unde acolo este primul cer. Dacă am vedea adevăratul cer, numai să-L vedem, frate. Numai să-L vedem, vă spun, că atunci ne-am schimbat și am vedea viața noastră cât de slabă este înaintea lui. Sub primul cer erau miliarde de duhuri. Erau miliarde care nu se puteau număra. Toate pregătite așa ca să vină spre mine să mă nimicească. Dar fiind Îngerul Domnului și în raza aceea de lumină, nimic n-a putut să mă vădă-ne. Aveau unele înfățișare și erau multe ca acelea care veneau după mine și strigau ca din umbră, nu există Dumnezeu. Erau multe, multe, foarte multe calea. Și altele cu altă înfățișare, altele cu înfățișare oribile, care nu pot să te uiți la ele. De la primul cer aici, jos, până unde stăteau duhurile acestea, radiau pace, radiau mângâiere, radiau dragoste, ca să pot spune așa. Acele duhuri, cred că acolo, că de-aia spune că primul cer va arde cu tot ce este pe el. Cu totul va arde. Primul cer. Pentru că aceste duhuri locuiesc în locurile cerești. Și fiindcă Dumnezeu le-a izgonit, dar ele totuși vrea mângâierea lui Dumnezeu, ceea ce nu se mai poate, și au găsit acolo că acea dragoste a lui Dumnezeu care radiază prin toate aceste ceruri, până la acesta jos, până deasupra stelelor și soarelui și a lunii, acolo Dumnezeu are acea putere, acea dragoste care este desăvârșită. N-am mai zăbovit și am trecut dincolo de cer. Atunci lăuntru meu, în sufletul meu a intrat acea mânghie, acea dragoste. Acum în clipa aceasta aș dori să fiu acolo. Acum să mă ia Domnul de aici, după pământul acesta. Acum aș vrea. Nu mai vreau să mai fiu în cortul acesta. Mi scârbă de multe lucruri pe pământ. Dar mai bine zis, mi scârbă de toate. Nici nu mai știu ce să mai îmi placă pe pământ, că nu mai e nimic pentru mine. Nu mai e nimic pe pământ care să-mi placă. Mai ales când văd lucrurile rele care se întâmplă în poporul Domnului. Mai ales că știu că acum în dragostea, în timpul din urmă, dragostea celor mai mulți se răcește. Și se vede. Se vede. Nu putem să spunem că nu se vede. Vedem cu ochii. Dar am mai parcurs încă o distanță un alt cer. Acela era mult mai deosebit. Mult mai minunat. Dar dincolo era mai mare fericit. Am mai parcurs încă o distanță și am ajuns în al treilea cer. Când îl vedeai mergând aici în sus, vedeai că acolo se vede fericirea și mângâie. Și când am ajuns acolo și eram purtat pe raza aceea de lumină, când acolo am intrat, o desăvârșire a venit în sufletul meu, sau nu știu cum să spun, cred că cu sufletul am fost acolo răpit. Și lucrurile care le vedeam și lucrurile care veneau și îmi spuneau câte ceva. Acele lucruri minunate. Nu pot să le înțeleg. N-am cum. Nu știu cum să le explic. Ar fi. Și cred eu că mi-am pus gândirea să înțeleg ce-s lucrurile acelea. Deodată lumină fără de sfârșit.
Deodată o lumină care când a venit lumina aceea, o mult mai mare desăvârșire a venit. Și din mijlocul luminii, așa zic eu, dar n-avea sfârșit, ce mijloc putea să ai? De la primul cer nu mai exista orizont, vedeai acolo ultimele duhuri unde erau multe, multe, îl vedeai ca și pe la lângă tine aici, nu mai era cum vezi omul la distanță și îl vezi că e mic. Nu, nu mai exista așa ceva. Și acolo din lumina aceea, o voce care atunci când a vorbit vocea aceea, atunci m-am simțit la picioarele fericirii. Atunci m-am simțit la picioarele dragostei, o dragoste care intra în Duhul meu, în sufletul meu, care nu se poate exprima în cuvinte omenești. Și a zis, întoarce-te înapoi că am de lucru cu tine. N-am mai zăbovit acolo, deși nu vreau. N-aș fi vrut să mai mă întorc. Ce fericire se poate numi acolo. E puțin spus. Primul de sus, al doilea, al treilea aici, când am început să trec prin ăsta. Era groază, era o apăsare, era inversul la ceea ce era sus. Am vrut să mă țin de ceva, n-am putut. Pentru că hotărârea a fost, întoarce-te înapoi că am de lucru cu tine. M-am trezit în drum spre spital vorbind în alte limbi și prorocind. Prorocia a fost, toate s-au petrecut pentru ridicarea unora și coborârea altora. Iar Dumnezeu știe ce vorbește. Duhul Sfânt știe ce vorbește. Apoi am întrebat cât este ceasul pe colegii mei, nu simțeam nicio durere, nicio suferință. După ce am ieșit din starea de a vorbi în limbi și prorocia aceea, nu simțeam nicio durere. Când am auzit voce omenească, atunci am simțit că se rup în două. Atunci le-am spus, vai, durere, coloană, le spuneam, mă doare spatele, mă doare capul rău, dureri din cap până în tălpile picioarelor. Așa dureri groaznice care nici nu vă pot spune cât erau de groaznice. Am ajuns la spital. La spital m-au pitulat într-o cameră că a venit televiziunea, că aflaseră, că a spus cine a spus, colegii mei, că căzut 3 tone pe cineva și ăia de la urgență, când au spus la spital, ăia de la spital au chemat televiziunea că pentru ei erau minuni. Și m-au pitulat și n-a văzut nicio televiziune și n-a văzut nimeni, au făcut acte false, ba din contră au scris că n-am nici șuruburi în coloană că mi le-a băgat după o lună jumate, că m-au trimis acasă crezând că voi muri. Când m-au trimis acasă, după nu știu câte zile în spital, nu mai țin minte, a venit niște frați pe la mine și au început să discute cu mine, au discutat și unul dintre ei a început să le spună, uite ce am văzut prin țară niște minuni și Dumnezeu poate să facă și Dumnezeu, toți au fost captați, numai unul sta așa lângă scaun, pe scaun lângă patul meu. I-am rugat că nu știam că am coloana ruptă, că nu mi-au spus cei de la întreprindere și cu doctorii, pentru că ei credeau că mor. Că însăși verișoara mea, care era nevasta directorului întreprindere, a dat telefon acasă la părinții mei, pregătiți-vă că Cristi moare, că a avut un accident grav la serviciu. Și atunci când eu eram paralizat în spital cu coloana ruptă pe două locuri, cu măduva înțepată și comprimată, cu lichidul ăla care se numește rahidian sau mielic, cum se numește, pierdut după coloană. M-au pus, am rugat pe frate să mă scoale și pe mine să stau, fără să știu și ei, fără să știe, să stau în pat, pe înșezut. Și nu puteam că corpul ăla așa sau așa. Și am pus mâinile și m-am proftit așa și am văzut că pot să stau. Deodată fratele ăsta m-a văzut că stând pe pat, am învinețit deodată și zice, băi frate, ce ai? Și eu atunci am zis, în agonia mea, atunci am zis, băi, cred că trebuie să fac treaba mică. Ce lasă că dă-o pe suror, pe frat, ca să poți să faci treaba și să poți să... Și în timp ce vorbea el, Duhul Sfânt a zis, nu, ci în numele Domnului Iisus mergi pe picioare. Am spus, nu, fratele meu, că numele Domnului Iisus mă duc singur la deci. Am pus mâinile în pat, m-am proftit. Și iată, astăzi sunt în numele Domnului. A doua zi m-au externat acasă, fără să știu că am coloana ruptă. Am mers o lună jumate cu coloana ruptă, cu măduva încăpată și comprimată, cu coastele acelea, cu capul crăpat, plămâni și ficață pisat. Și totuși Dumnezeu a îngăduit să merg pe picioare. După o lună jumate, de-abii m-am dus la o lună de zile iarăși la spital, că am văzut că a început să mă înconvoi și să făcuse coloana și eram strâmb de dacă mă vedea cineva, spunea că ce e mai cu tine? Și atunci mi-au constatat cu fractura aceea de coloană,
Atunci doctorii au început să mire, să intre în mișcare, zice, cum acest om merge pe picioare? Cum acest om mă întreabă pe mine, zice, măi băiatule, tu cum mergi pe picioare? Că noi te operarăm, îți scosărăm un os din măduva spinării cu abuzări și înțăpată și comprimată. Simplu, domnul doctor, în numele Domnului Iisus merg pe picioare. Amin. Și iată, acesta este Dumnezeu nostru care e în cerul și face aceste lucrări. Nu că am fi noi mai buni, dar fiindcă Dumnezeu ne păzește de lupii răpitori, fiindcă Dumnezeu ne păzește de prorocii mincinoși, de învățătorii aceia mincinoși, spune, vă voi smulge din mâna mea și eu vă voi hrăni, eu vă voi adăpa, eu vă voi lega rănile, vă voi tămădui. Și iată de ce face Dumnezeu, că El ne poartă de grijă. Da, sunt și frați care pun mâinile peste bolnavi și bolnavii se vindecă, fac ungeri în numele, sunt. Dar sunt și de aia care spune, Doamne, dar n-am făcut noi minuni în numele Tău. Eu n-am făcut nimic. Domnul a făcut totul. El m-a luat, El m-a îngăduit să cadă 3.000 de chile, El a îngăduit să calce pe capul fiicei mele mașina, El a îngăduit ca 3 din copiii mei să facă septicemie totală și totuși doctorii să aștepte să moară și Dumnezeu să-mi vindece în numele Domnului Iisus. Le-am spus la medici, vă rog, îmi dați nevasta și copii acasă, îmi faceți biletul de ieșire. Nu mai mâncau de o lună și ceva, nu mai beau apă, nu mai primeau perfuzii, nu mai primeau injecții. Doctorii așteptau să moară. Nu! Dumnezeu mi-a vindecat! Eu n-am spus, mi va vindeca, dați-mi acasă că mi-a vindecat în seara aceea. Nu! Vii mâine dimineață, a fost o ceartă mai lungă, mai mare, dar eu vă spun așa mai pe scurt. Am plecat acasă, am plâns înaintea Domnului, am mulțumit că i-a vindecat și m-am întors la spital. Eu vă spun în numele Domnului Iisus. Nu știu cum m-a făcut Dumnezeu să cred, dar erau uscați copiii mei. Erau în pat uscați, vă spun în numele Domnului Iisus. Dacă îi vedeați, să vedeau aici rotulele astea la genunchi. Era numai pielea jos, în pat când erau. De-abi, de-abi, dacă te uiteai atent, se vedea că respiră copiii mei trei. Unul avea 8 luni, unul avea 3 ani și ceva și unul aproape 5. Era 2 băieți și o fetiță. Și când am intrat în salon a doua zi dimineața, cei care aveau peste 3 ani s-au sculat în capul astrolor. Tati, ne-i foame! I-am luat de mână! I-am ridicat în picioare, am văzut că stă în picioare, i-am luat și ne-am dus la doctor. Tama se pregăteau să meargă prin saloane. Nu plecați nicăieri, mie faceți biletul de ieșire că Dumnezeu mi-a vindecat copiii. M-am certat mai mult cu ei. Semnez, semnez, am semnat. Și azi, una a terminat facultatea, unul a terminat liceul, a dat bacul. Nu-mi place de el că s-a dus la jandarm și pierde pe Dumnezeu. Asta este. N-am ce să fac. Iar celălalt a terminat și el profesionala, a terminat cu excelență, a terminat ca un Iosif școala, profesorii, directoarea, l-a evidențiat în fața școlii. Au spus acest copil, nu că face binele, generează din ce în ce mai mult bine. Am tot 3 copii de la lucruri rele. El le plătea materialul de a face bucătăria. El le spunea, tati, n-au bani că părinților sunt mai risipitori, ca să nu le mai spun bețivan sau alte lucruri. Și, tati, ia bani, dacă avem, dacă nu mă duc și mă împrumut. Zic, ei sunt un copil doi la părinți. Tati, și totuși Dumnezeu ne-a binecuvântat. Mă duceam, mă împrumutam. Măcar că erau 11 la număr toți. Dar aceia au văzut lumina lui Dumnezeu în copilul meu. Profesorii și dirigenții au văzut lumina în copilul meu. Și am mers la restaurante, m-am dus să-l iau, odată a căzut și și-a sclintit mâna, credea că are clavicula. Vino, tati, și ia-mă tu, că nu vreau să supăr pe ea acolo. Vino și vorbește-le tu, ca să mă duc să văd dacă am clavicula, că nu mai puteam mișca mâna să facă treaba acolo la... Era în practică la restaurant. Și patroana aia de acolo, din Craiova, de la Rio, zice, domnul Chiș, cum reușiți, cum eu am oameni de ani de zile... Acest copil este fenomenal, acest copil de 2 săptămâni de când îl am în practică, am trecut pe toți aici. Acesta e Dumnezeu. Dacă te faci un Iosif, Dumnezeu te va folosi. Vedeți, așa face Dumnezeu și lucrează. Așa și arată El slava Lui. Că dacă ar fi să spun cum unul trebuia să rămână orb,
care i-a sărit și a ars vederea la amândoi ochii. Dacă ar trebui să spun cum o fetiță s-a lovit și i-a spart aici și i-a scos ochiul așa afară. Dacă ar fi să vă spun cum o fetiță și-a retezat mâna de aici și a venit în sus, cum de Dumnezeu a vindecat-o în numele Domnului Iisus. Dacă ar fi să vă mai spun de nevasta mea cum a murit copilul în ea și a stat 3 luni mort în ea și toți doctorii când au văzut o putredă au zis că nu mai este nicio șansă și totuși din cer a venit o rază de lumină și a vindecat. Cu toate că a făcut o emoragie puternică, au zis, nu, chiar dacă nu mai moare din putreziciunea care este femeia asta, emoragia aceea care a pornit în ea va trebui să moară. Și n-a. Dacă ar fi să vă mai spun și de faptul când a născut nevastă mea al 11-lea copil, cum s-a spart în ea lăuntru, cum a avut o emoragie puternică, că doctori așteptau din secundă în secundă să moară, cum copila care au scos-o pe burtă a făcut insuficiență cardiorespiratorie de gradul 4 și când doctorii au spus că va trebui să moară și era vânătă în spital și era în incubator, și când le-am spus, nu e adevărat, nu va muri, ci numele Domnului Iisus nu va trece 15 zile și mi le veți da sănătoase acasă. Și a 15-a zi s-a făcut biletul de ieșire la nevastă și la copil. Sănătoase, nici măcar o pastilă n-au luat. Acesta este Dumnezeu nostru. Dar, fiindcă nu pot să spun mai mult, Aleluia!